Bun, domnul Oleg, pentru că ați refuzat să vă... Că nu filmați procesul verbal, ce faceți? Da. Păi aici ai acele date personale ale mele, nu știi că vreau să le protejez. Am înțeles. Ok, bun, ați refuzat să dați relații pentru stabilirea identității, așa... Și cum ai introdus în proces verbal datele mele dacă am refuzat? Poftim? Păi ați refuzat până când am acționat noi. Așa. Da? Deci când am vrut să vă ați acționat cum? De poliție, cu forța. Nu v-am forțat. Dar cum? M-ați adus cu forța aici, de braț, de mâini, erați trei polițiști forța... în jurul meu. Dacă vă duceam cu aș fi ieșit cu vânătăi și cu coaste rupte, am înțeles. Nu mă pricep eu la polițism. Asta este stația de polare. Este normal să fie așa, bine, în caz de atac terorist ceva. Bine. Da? Bun. Ok, ați refuzat să prezent... Ați spus că refuzați să prezentați buletinul unor polițiști care nu au legitimația serviciu asupra lor. Corect? Care nu ce? Care nu au legitimația serviciu asupra lor. Care să-mi prezinte? Bine, nu-i chiar același lucru, bine. În fine, totul ați ales injurii și expresii jignitoare a agenților de poliție. Ca exemplu, ca de exemplu. Așa. Că sunt de caprona Ceaușescu. Așa, astea sunt injurii, da? Da, expresii jignitoare și injurii, da? Bun, pentru asta ați fost sancționat cu 1100 de lei, să știți. Oho. Da? Dar nu v-ați interesat câte veniturile mele în un are? Știți că m-ați falimentat? Nu vă interesează. Plus că nu mă interesează, nu vă interesează, ok. Da, exact. Semnați procesul verbal? Da, sigur. Pentru că îmi dați acum o copie, vreau să o contest, nu? Bineînțeles. O punem aici pe mașină. Explică, domnul Zanțiu, că poate merge în instanță la punctul sector 6 în 15 zile, da? La sector 6 încă nu mă dau, încă nu mă am. Păi, băi, ne-ați avățat cu ocazia să mergem. Dar vreau să fac observații. Unde sunt observații? Ce observații aveți? Vreau eu să le scriu. Nu se poate, se poate. Este numai verbal. Ne-a văzut doar semnați asupra lui, da? Nu mi s-a prezentat temeiul legal de legitimare. Din cauza asta am jignit. Da, da. Spune. Am jignit pentru că nu mi s-a prezentat temeiul legal de... Nu mi s-a? Prezentat temeiul legal de legitimare. Și bravo polițistii care nu a venit să mă legitimeze pentru că știa că n-are temei legal. Dar nu dumneavoastră, e colega. Temeiul legal? Oricum, bravo fetelor că nu s-au apropiat. Deci. Și nu a prezentat niciun polițist legitimația. Stați un pic, nu mi s-a prezentat temeiul legal pentru de legitimare. De legitimare. Și niciun polițist n-a prezentat legitimație. $1100, ăștia m-au ruinat. Nu mai rămân bani de mâncare. Nu mai rămân bani de mâncare, nu v-ați interesat ce venituri am? Nu contează, da? Nu contează, dar nu am de unde să știu ce venituri aveți noastră. Asta nu vă dă dreptul să jigniți. Da? Am zis că vă comportați ca pe tipul lui Ceaușescu, asta e jignire? Sigur, am zis că semnez, pentru că vreau o copie și vreau să contestez. Miliția de România face abuzuri, rușine să vă fie. Ce e asta? Stați să citesc. Nu mi s-a... Da, eu nu iau, am scris cu mâna mea, de ce trebuie să verific? N-am încredere într-un om cu epoleț. Nu mi s-a prezentat temeiul legal de legitimare și nici un polițist nu a prezentat legitimația. E corect? Bun. Da. O semnătură, acolo dată. Și încă o dată cazul la cunoștință și că vreți să primeți proces verbal, da? Da. Deci. Uitați voi cine a luat semnătură? Colegii care au stat cu bunul lui ăsta a fost mai... Pentru că și dumneavoastră o să ajungeți la fel de celebri ca ei. Da, felicitări. Curaj.tv și pe canalul meu de YouTube, Oleg Bregă. Oleg Bregă? Da, o să fiți vedete. Bravo. Sigur că da, și transmiteți și altora să se uite. Să vadă ce fac neamurile lor, ce fac colegii lor la serviciu. În loc să se ocupe de infractori, încalcă drepturile fundamentale ale omului. Libertate de exprimare, accesul la informație, dreptul la libertate. Chiar m-au privat de libertate. Bravi polițiști din poliția rutieră. Ăsta sur la cap, am luat tot tipul cu capul gol. Dar legea îl obligă să-și pună caschetă. Fetele au înțeles chestia asta și și-au pus casca când au ieșit în cadru.